Salut, dragi băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre toate locațiile care se vor întoarce în Fortnite în acest sezon. Precum știți cu toții, în sezonul acesta nu au fost adăugate foarte multe locații care au existat în trecut, adică în sezoanele trecute, însă cu timpul majoritatea locațiilor se vor întoarce. Va fi vorba mai exact despre un progres live, adică cu timpul vom vedea cum aceste locații încep să apară. Părerea mea este că diferențele se vor vedea după fiecare update, care vor avea loc probabil că odată la o săptămână sau la două săptămâni. Însă în momentul de față există deja niște obiecte sau niște chestii care confirmă locațiile care se vor întoarce. Adică practic știm deja care dintre aceste locații care au existat în trecut se vor întoarce în acest sezon. Iar până în momentul de față au fost găsite 6 indicii despre 6 locații care vor apărea. Bineînțeles pe lângă acele locații care au apărut deja, adică Dusty Depot și acele fabrici OG. Prima locație care urmează să apară este mai exact locația Lazy Links, iar în această imagine vedeți că este vorba despre o căsuță de lemn, iar deasupra este un semn pe care scrie Country Club. Iar semnul acesta este mai exact semnul care exista și la Lazy Links, pentru că era vorba despre un club de golf. A doua locație este mai exact Moisty Mire, iar în această imagine vedeți că afișul acesta pe care scrie Paradise Palms, adică scrie Now Entering Paradise, adică acum intrăm în Paradise, a fost schimbat cel puțin imaginea din spate, adică din background, și vedem că este o imagine care arată ca și Moisty Mire, iar acest lucru confirmă întoarcerea acestei locații. A treia locație este mai exact Risky Reels, iar în stânga vedeți că este un semn care exista acolo, iar pe semnul acesta scrie Drive-In Theater, care este mai exact un teatru la care poți intra cu mașina. În America, de exemplu, există astfel de teatre și te duci practic cu mașina, adică este un teatru în aer liber. Iar Risky Reels era un astfel de teatru, adică practic acest lucru confirmă reîntoarcerea Risky Reels-ului. A patra locație care se va întoarce este mai exact Flash Factory, iar în această imagine putem observa un turn care se află în zona cu zăpadă, iar înăuntru în acest turn a apărut o toaletă gigantică. Toaleta aceasta gigantică bineînțeles că se afla în Flash Factory, iar acest lucru confirmă faptul că Flash Factory se va întoarce. A cincea locație este mai exact Greasy Groove, iar în această imagine puteți observa că această față sau acest cap de piatră gigantic a apărut din nou pe hartă, iar capul acesta se afla mai exact pe dealul de la Greasy Groove, iar acest lucru confirmă faptul că Greasy Groove se va întoarce. Partea ciudată la această locație este că locația Greasy Groove este momentan complet înghețată. Deci să sperăm că în momentul în care această locație se va dezgheța și se va întoarce nou, va fi din nou accesibilă. Adică să sperăm că nu va fi inundată de la gheața care se va topi. Iar a șasea și ultima locație din acest videoclip, despre care există un indiciu că se întoarce, este mai exact Tilted Towers, însă va fi o altă versiune, adică Tilted Town. Pentru această locație nu există un indiciu pe hartă, ci este vorba despre ceva confirmat în fișierele jocului. Iar în această imagine puteți observa cum va arăta Tilted Towers, respectiv Tilted Town, când se va întoarce, bineînțeles acest lucru pe minimap. Iar în Tilted Town va fi vorba despre tematica unui vest sălbatic. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre aceste schimbări și care locație sperați să se întoarcă. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la suportă creator pe Itemshop.